Povestea mea. O poveste, o parte din viața mea, pentru că nu cred că m-aș putea considera vreodată în stare să vorbesc despre iubire, pentru că încă nu am aflat-o. Și o să aflați imediat de ce zic acest lucru. 11 iunie 1991. Fata asta frumoasă s-a născut într-un spital din Iași. Taică-miu m-a vrut băiat, a pus pariu cu prietenii lui pe bere că o să fiu băiat. Ei bine, am ieșit fată. Și mă bucur că am fost, pentru că am ieșit fată, pentru că se simte foarte bine cu mine și alături de ai mei, asta e o poză cu ai mei pe Piatra Craiului, sunt foarte bine cuvântată cu familia pe care o am. Ok, a doua perioadă a vieții mele au reprezentat vâltoarea emoțiilor și anume adolescența, bineînțeles. Când le simți pe toate, când mergi la petreceri, te îndrăgostești, nebunește, nu mai știi ce e cu tine, ai senzația că ești buricul pământului, crezi că le poți face pe toate. Și perioada aia a fost una plină, plină de încărcături și de tulburări, suferințe, în care tot ceea ce îți dorești e libertate. Mergi în lume, pleacă, vezi, află, vorbește. Așa că am ales să plec împreună cu alți 13 prieteni într-o călătorie timp de 4 ani. Și traiul meu abia acum începe. Traiul, adică a trăi. Abia acum încep să trăiesc. Viața mea a început pe 11 iunie 1991, dar să trăiesc viața abia acum. Abia acum încep. Și în procesul acesta, fiind pe drumuri de vreo 6-7 luni, mi-am pus deseori întrebarea, cine sunt? Ce vreau? Și am trăit atât de multe emoții de acuză, de blamare, de cine... Fiind într-un mediu în care ești gol, călătorind alături de alți 13 oameni, zi de zi, n-ai cum să te ascunzi de ei. Și poți doar la un moment dat să te întorci în tine și să zici, cât de tare mă doare, că nu știu unde vreau să apuc, că nu știu cu adevărat cine sunt, deși de atât de multe ori am pretins asta, Laura, cea mai. Și până la urmă mi-am dat voie să plâng. Până la urmă am acceptat durerea, că mai am foarte multe slăbiciuni de alchimizat, am început să strig după ajutor, pentru că mi-am dat seama că doar eu sunt, doar eu pot să mă recunosc durerile și suferințele și ajutorul începe de la mine. Și apoi am făcut liniște. Am început să fac liniște. Și să respir. Cum respir acum în fața dumneavoastră, tot plină de emoții, din partea privirilor care mă asaltează. Și îmi dau seama că, și ce? Eu vreau să fiu aici, eu vreau să vă transmit mesajul ăsta. Chiar dacă uneori o să mă doară sau uneori o să plâng, știu că tot de mine ține dacă mă întorc la vechea viață sau aleg să fiu un om nou și să merg pe calea mea, pe calea pe care mi-o creez eu, fără să-mi doresc nu știu ce, ci pas cu pas cu pas, observându-mă zilnic, lucrând cu o suferință sau cu un sentiment de victimizare imediat. Vai, ce, de ce merit eu chestia asta? Cum de ce? Pentru că ți-ai asumat-o de aia. Și acum mă concentrez să-mi creez prietenii. Da, prietenii. Să îmi creez în jurul meu oameni care cu adevărat vor să mă ajute, să fie lângă mine, să știe să-mi dea o palmă când am nevoie. Și eu să-i ascult. De ce? Pentru că știu că sunt interesați de mine. De mine, de Laura, să devină cea mai bună variantă a ei, care poate fi. Da. Chiar dacă uneori mai doare, nu? Și îți vine să plângi, să strici, să urli. Și aici, vorbind cu o prietenă, am ales să
redau exact cuvintele ei, faptul că, mersi, că iubirea, după cum a spus-o ea atât de frumos, înseamnă de fapt relația cu tine însuți. Că de aici pleacă tot. Că noi avem senzația că ne apucăm să controlăm lucrurile, relațiile, universul, banii și așa mai departe. De fapt, toate lucrurile vin atât de natural către noi, atâta timp cât facem liniște. Și, spre sfârșit, tot ceea ce vă recomand este nu să iubiți, ci să fiți cel mai bun prieten al vostru. Vă mulțumesc!